Autoritățile județene s-au mobilizat pentru începerea lucrărilor de refacere a Palatului Administrativ din centrul Sucevei, puternic afectat de incendiul izbucnit la mansarda clădirii în dimineața zilei de sâmbătă. Consiliul Județean Suceava, împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și mai multe firme care și-au oferit sprijinul, au curățat plafonul Palatului Administrativ de resturile de lemne și tablă rămase în urma incendiului. Cei prezenți au înlăturat resturile carbonizate pentru a pregăti acoperirea clădirii. Astfel, în perioada imediat următoare, va fi construit un nou acoperiș provizoriu, din lemn acoperit cu o folie de plastic pentru a proteja clădirea de precipitații. Pe de altă parte, în interiorul Palatului Administrativ a început deja relocarea celor care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor și departamentelor Consiliului Județean Suceava, astfel încât lucrările de reconstrucție a Palatului Administrativ să înceapă cât mai repede.